Un nou cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a înregistrat luni în România, în zona seismică Franța, după cel de duminică din județul Buzău, care a avut magnitudinea de 4,2 grade. Seismul s-a produs la ora 15.44 în județul Franța, la o adâncime de 103 km, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe, 88 de km est de Brașov, 92 de km sud de Bacău, 104 km nord-est de Ploiești și 153 km nord de București. În luna mai, în România, au fost înregistrate în total 16 cutremure cu magnitudini între 2,1 și 4,2 grade pe Richter. Cea mai semnificativă mișcare telurică din acest an s-a produs în data de 31 ianuarie, în județul Francia, la o adâncime de 121 de km și a avut o magnitudine de 5,2 grade. Cutremurul a fost resimțit și la București.